bună seară faină să aveți. Mă adresez astă seară, în primul rând, tovarășilor mei de suferință, bărbață. Ia uite ce citește băiatul pe prima pagina revistei medicale din România. Marele succes al medicinii românești. Pentru prima oară la noi în țară se fac operații de putut. Se adaptează un cilindru și învie mortul. Doamne, costă, dar face. Am adresa întâi doamna doctor Ionescu, sexolog. Așa că, iubiții mei confrați, țineți în pumnii să iasă treabă faină, că vă dau adresa și dumneavoastră. Cu Dumnezeu înainte, vă feșor! Ce ghinion am putut să am? De 3 zile nu mi-a intrat nimeni în cabinet. E, cine m-o fi pus să mă fac stomatolog? Acum, pe criza asta, mai merge omul la un doctor de familie, la un internist, la un generalist, dar la stomatolog? Vai și amar, pe ultimul plan, așa. Mă și uit cu invidie din asta profesională la tiza mea, la doamna doctor Ionescu, care are cabinetul alături. Aolo, nu m-am prezentat. Eu sunt doctorița Ionescu, specializare stomatologie. Ei bine, aici la policlinică, lângă mine, are cabinet doamna doctor, tiza mea, doamna doctor Ionescu, care ce credeți că specializare are? Dar de unde știți de sexolog? Ați fost toți domnii pe acolo, hă? Deci sexolog, ce-i mai merge, nenică? De vreo 2-3 zile, ci că a dat un anunț din ăsta în revista medicală că nu știu ce, Doamne iartă-mă, operații face pentru bărbații ăștia. Cum să vă zic eu dumneavoastră acum în post? Nu! Pe care i-a iertat Dumnezeu. Ci că nu știu ce operație le face, le pune, le scoate ceva, oricum le pune acolo un cilindru și le ia banii. Pă când eu cu stomatologia mea mor de foame, Doamne ajută să pice un pacient ceva ca alminter zău, nici n-am cu ce să plătesc facturile astea mari, parcă se aude cineva. Poftiți vă rog, intrați, intrați, Doamne, ne dărâmă ușa, poftiți vă rog, intrați. Aoleu! Poftiți, intrați, intrați. Doamna doctor Ionescu. Doamna doctor Ionescu, poftiți. Doamne, mulțumim, doamne, că am nimerit cabinetul. E, nici nu era greu. Da. Spuneți, vă rog. Doamna doctor. Așa? Eu am venit pentru o problemă, mai delicată, așa, mai. Vă rog să spuneți totul fără jenă ca la doctor, deci? Deci am venit să vorbim în principiu. Să... A, vreți doar să vorbim, nu să trecem la fapte. Dacă se poate. Da. Haide să... Vorbim așa un picuț. Da. Deci, cam ce ați vrea dumneavoastră să vă fac eu? Să vă pun ceva? Să vă scot ceva? Să vă tratez ce... A... Te pomenești că aveți probleme cu piatra. Cu ce? Cu piatra, zică. Cu piatra? Aș vrea eu, dar piatra nu e. Ză? Dar cam... Cam ce e? Vagi urme... Auziți? Rădăcina. Rădăcina a mai rămas? Ceva, ceva a mai rămas. Atunci e foarte bine, pentru că eu pot să construiesc acolo ceva peste. Ia spuneți-mi dumneavoastră, în ultima vreme v-a supărat, v-a deranjat, s-a umflat? Păi dacă s-a umflat... Mai veneam la mata? Tocmai atunci trebuia să veniți ca să văd eu exact cum se prezintă situația. Vă rog frumos să-mi spuneți dumneavoastră cum o simțiți la rece. Moale. Moale? Moale, așa ca o cârpiță de șters ochelari.
Vai de mine. Vai de mine. Și la cald? La căldură? La căldură n-apuc. Vai de mine. Și vă chinuie de mult? De câțiva ani. Doamne! Da. Și ați stat așa, n-ați făcut nimic? Ba da. Ce ați făcut? Rugăciuni. Dacă n-am văzut că nu dă rezultat, i-am pus doliu și am făcut parastas. Doamne Dumnezeule, da. Trebuia să încercați și dumneavoastră cu o tărie, o pălincă, un uischi, ceva așa, o... Nu știu, doamna doctor, că pălincă e medicament, dar eu nu țiu la beutură. Nu? Adorm. Zău? Adorm cu mâna. Ia deschideți dumneavoastră gura. Gura? Da, vă rog frumos să deschideți gura. Ce are gura cu prefectura? Vă rog frumos, deschideți gura, scoateți limba și faceți așa. Și cu fața să vă vadă toată sala palatului. Da, este clar, eu mi-am făcut o idee, eu am să pun mâna pe un clește și haț, vă scot. Păi da, de ce cu cleștele? Păi da, așa e procedura. Păi da, eu o scot cu mâna. Se poate așa ceva, domnule? Acolo e o zonă puternic inervată. Dacă se infectează ceva, da, nu. Vă pricepeți toți la medicină, așa. Nu, stimate domn, special pentru dumneavoastră, că văd că veniți de departe, așa, de la munte, deci special pentru dumneavoastră, eu am să aplic un tratament futurist. Ce? Un tratament futurist! Nu sunt pregătit. Nu, e un tratament de mare viitor pe care deja cabinetul nostru l-a implementat. Da. Ce se întâmplă? Eu am să pun una pe un ac și pe o seringă sterilizată. Cu seringa aceea și cu acul intrăm adânc pe canal. Facem un fel de anestezie. Pe urmă cobor mașină mică, dar foarte eficientă. Doare. Facem o găurică, facem... Doare, am plecat să rămână la doctor. Să rămână la gata. Facem o găurică, punem ciment și gata. Ce puneți? Punem ciment și gata! Dar nu ține! Cum să nu țină? Cementul! Cum să nu țină cimentul meu, domnule, că e de la bun, l-am adus din străinătate! După prima probă, crapă! Cimentul meu? Nu știți ce vorbiți, domnule! Păi, mata, nu știi cum face nevastă mea când o apucă pandaliile? Cum face, domnule? Ca mixerul! Lăsați femeia în pace, că nu la dumneavoastră e problema. Dacă la mine e problema, că s-a făcut o problemă rușinoasă. Ce vă mai place așa să vorbiți? Dar știți ce frumos povestesc? Da, povestiți-mi dumneavoastră cum stați cu inima. Da, ochii văd, inima șere, scoate leafa, întășere. Am înțeles. Nu, domnule, stăm un pic de vorbă, după care dumneavoastră vă duceți la asistenta mea. Vă pregătește ea un pic, după care veniți să mă ocup de dumneavoastră. La asistenta mea, alături. Asistenta mea? Da. Doamna, eu fost la asistente profesioniste, doamnă. Păi și-a mai profesionistă, doamne, arăta școală. Da, cred, dar eu am fost la asistente din cele, doamnă, când era la emisiune la domnul Capato. Ce asistente, doamne? Mă rog, a mea n-a fost la televizor. Siliconatele alea, cu buzoiele alea, doamne. Păi o siliconată de ce e dacă pune gura la pământ? Așa? Scoate petrol. La mine e și moloz. Calea de moler, doamnă. Calea de moler. Vai de mine, înseamnă că acolo, la dumneavoastră, s-a măcinat ceva. E grav? S-ar putea să fie o lipsă de calciu, ceva ereditar. Tatăl dumneavoastră, cum se prezenta? Os! Șoban, doamnă, șoban. Vă dați seama, doamnă, că... Dacă se vădam, vă rog, nu vă dezi... Nu mai plângeți atât, că se rezolvă, Nu se rezolvă. Dar durează? Nu, merge treaba foarte repede. Păi, dar săptămâna trecută i-am pus în unui domn 3 deodată. 3? Da, 3. 3, arab, ăștia umblă cu haremul după ei. Nu! Unul de-al nostru, domne, un românaș, dar care era foarte grăbit, voia să ajungă acasă. Iar performanța mea personală ca și medic este de 4. A venit omul, i-am făcut o anestezie ca lumea și am pus 4 într-o singură zi. 4? Da, 4. 1, 2, 3, 4. Ia să văd când vă programez. Gemine, i-ați făcut ujer.
Poftiți? Da, se pare că vă e dor de acasă, așa, da. Ce trebuie să știți dumneavoastră? Procedura e un pic mai scumpă, dar face toți banii. Puneți una mai mică, doamna. Vă rog frumos, nu mă învățați pe mine cum merge treaba cu medicina. Eu oricum o mai iau la freză, o mai iau la pilă. Păi, dar ce facem? Rămânem cu un ciot? Să fie veselă. Vă rog foarte mult. Acum, cu sinceritate, dumneavoastră, să vă concentrați și să-mi spuneți exact ca să-mi notez. În acest moment, simțiți că zvâcnește? Câți ani are asistenta ma tale? Doamna Nuții, 69. Nu zvâcnește. Oricum, dumneavoastră, trebuie să vă duceți la ea acum și să-i spuneți textual să vă facă o radiografie sus în stânga. Sus în stânga? Da, să-i spuneți așa, sus în stânga să vă facă radiografie. Dar ce trebuie sus în stânga, doamnă, că pe mine mă deranjează jos, la mijloc? Dom'le, să vă facă sus în stânga o radiografie la aia de minte. Minte am eu, mai bine mă făcea mama prost. Nu știți proverbul cu prostul, da? Ce proverb, domnule, ce proverb? Dumneavoastră aveți în gură o ruină. Și vă arde de proverbe? Indian? În gură, toată gura e o ruină! Dar și pentru asta am venit eu la mata? Pentru ce ați venit? Cum adică nu sunteți doamna doctor Ionescu? Exact, doamna doctor Ionescu! Când ați dat anunțul în revista medicală că face operații de putut, că se adaptează un cilindru când vie mortul. Revista medicală, doamna doctor Ionescu! Am înțeles! Păi da, de fapt, dumneata, nu mă cauți pe mine! O cauți pe doamna doctor Ionescu sexoloaga! Eu sunt Ioneasca stomatologa, iar dumneata mea adică ai probleme la gură, ai probleme la... Dar la ce? Adică stomatologa cu ce e? Cu problemele la gură, la dentiție. Așa, mai de vale, doamna mai sexologă. Mai de vale! Doamna, mulțumim foarte mult. E, ce să vă zic? Mi-ați dat informația. Ei, asta și vă rog foarte mult să-mi țineți pumnii. Așa? Să iasă treabă faină. Așa? Că mă întorc. Dar de ce? Să vă mulțumesc. Așa? Și să vă las cu gura căscată ca la dentist, doamna doctor. Domnul Vasile Muraru! Valentina Fătu! Sărut mâinile, mulțumim, mulțumim din suflet! Dragii noștri, suntem tare bucuroși să fim seara asta împreună cu dumneavoastră. Vă salutăm pe cei prezenți aici la Sala Palatului, dar și pe cei care urmăresc această transmisie, înțeleg, la Etno TV. Să fie anul ăsta unul așa cum ne trebuie tuturor, cu un sfârșit mai bun decât tot ce am trăit până acum, să aveți înțelegere în casele dumneavoastră, să aveți belșug și să aveți sănătate, dragii noștri! La mulți ani, sărbători fericite, Nea Petrică, Nea Beni! Să vă fie amintirea binecuvântată, spectacolul acesta, deși se numește atât de frumos, o seară magică de Crăciun, este dedicat celor care au strălucit pe această scenă și pe care dumneavoastră i-ați aplaudat în zeci de spectacole, Petrică Mâțu Stoian și Benone Sinulescu. Sărut mâinile! Numai bine, petrecere frumoasă în continuare! Sărbători fericite, Crăciun fericit, la mulți ani!